Salutare! Haideți să studiem un alt limbaj de programare din punct de vedere al abilității lui de a procesa imagini. De fapt, mai corect spus, ar fi din punct de vedere al uneltelor pe care ni le oferă ca să procesăm imagini cu ușurință. Ați văzut deja cum se pot procesa imagini în Java și în JavaScript. A venit timpul să vorbim despre processing. De fapt, processing este un mediu de programare ca limbaj, zice el că este un soi de Java la bază, dar în realitate este un întreg mediu de programare în care se interpretează codul sursă pe care îl scriem aici. O să fac doar o prezentare sumară a acestui mediu, el permite foarte multe lucruri, dar pe scurt, la bază de tot, avem două funcții, acestea pe care le-am reprezentat aici, funcția setup și funcția draw adică un program minimal în processing trebuie neapărat să conțină aceste funcții, setup și draw, la fel cum un program în C trebuie să conțină funcția main. În funcția setup trebuie să punem inițializările. Dar în momentul în care o să dăm RAM, vom vedea că ni se va deschide o fereastră pe care trebuie să o inițializăm aici, să-i spunem ce dimensiuni să aibă. De obicei, ce am scris aici, size, este Primul lucru care se întâmplă în funcția setup, adică îi spunem cât de mare să fie fereastra în care se va întâmpla programul. Și de asemenea, tot aici în funcția setup, va trebui să inițializăm datele diverselor obiecte de pe interfață, depinde ce dorim să facem. În cazul aplicației pe care o voi prezenta aici, avem trei ferestre, trei imagini în cadrul ferestrei în care voi afișa diverse lucruri. E o aplicație demonstrativă, da? sunt diverse procesări de imagini, nu mi-am propus să fac ceva anume neapărat, ci mai mult ca să ilustrez. Am abordat diverse tipuri de procesări ca să ilustrez ce permite processing în materie de procesare de imagini. După ce am inițializat datele obiectelor de pe interfață aici în setup, urmează ca în funcția draw să le desenez efectiv. Este ideal ca în funcția draw să nu se facă calcule complicate, funcția aceasta trebuie să dureze destul de rapid și ea doar să updateze, să redeseneze interfața. Deja se observă aici că am cele trei imagini, trei imagini pe care le desenez și apoi mai desenez, o să mai afișez un text. Da, vom vedea despre ce este vorba. Aici am punctat ca să se vadă foarte clar cele trei obiecte de pe interfață, obiectul 1, 2, 3 și 4, da? IMG, ima, imaginea RGB este obiectul 1, imaginea gre este obiectul 2, imaginea mărită este obiectul 3, iar text val este obiectul 4. Iar aici, în funcția draw, le desenez. Cu image desenez o imagine, imaginea 1, 2 și 3, le pun la diverse coordonate, imaginea RGB va fi în stânga sus, în dreapta sus imaginea IMG grey, iar în dreapta jos va fi imagine, în stânga, pardon, în stânga jos va fi imaginea 8 8 mărită și textul va fi imediat lângă ea, lângă imaginea asta 8x8 mărită. Okay? Deja se vede câte ceva și de aici din codul ăsta sursă, dar haideți să vedem, să trec înainte de a vedea codul efectiv și ce face, să trecem în revistă ce oferă processing, limbajul acesta, pentru procesarea de imagini. În primul rând ne oferă o imagine, un obiect, o clasă aceasta pe image din care putem să construim obiecte cu ajutorul cărora vom manipula imaginile. Da? Deci construim un obiect de tipul pe image, fie cu ajutorul funcției load image prin care încărcăm o imagine de pe hard disk fie cu ajutorul funcției create image în care trebuie să specificăm lățimea imaginii, înălțimea imaginii și tipul imaginii. Aici are niște constante predefinite, cum este RGB, cu litere mari. Cred că avem și aici, da. Cum am construit aici această imagine în grei, am dat ca parametri lățime, înălțime și tipul RGB. Deci se poate observa că am încărcat imaginea în IMG RGB, am încărcat o imagine, un fișier de pe disc, mihgap.jpg. Am încărcat această imagine, după care am construit o imagine cu aceleași dimensiuni, da, i-am preluat lățimea și înălțimea, la fel cum am zis și aici, odată ce am un obiect de tip imagine, pot să-i preiau câmpul lățime, câmpul înălțime, da? deci pot să aflu parametrii imaginii, îi spun că este de tip RGB, putea să fie și cu alfa, cu transparență, cum am mai văzut la JavaScript. Ok, deci construim imaginea, după care o să apelez aici funcția calc Filt în care o umplu efectiv cu valori de pixeli. Bun. Uh, și în ceea ce privește imaginea cealaltă, am extras un bloc, dar de fapt totul îl am și aici. Da. Uh, e redundant. O porțiune de aici din imagine este redundant. Uh, din codul sursă de acolo. Bun. Uh, rămâne problema apoi. Odată ce am imaginea, îi știu lățimea, îi știu înălțimea, cum pot să o parcurg pixel cu pixel? Că am văzut că asta ne interesează. Ne interesează să avem acces la imagini din, la nivel de pixel. Chiar dacă asta presupune să reinventăm roata, da? scopul este tocmai acela de a construi filtre la nivel de pixel, de a vedea de desubturile lor, de a vedea cum au fost construite. Ok, deci pentru asta avem vectorul pixels, care este un vector liniar. Da? Ne-am așteptat să fie un vector de tip bidimensional da? sau o matrice care să corespundă imaginii, dar este un vector liniar. Dacă ați fost atenți la procesarea de imagini cu ajutorul limbajului JavaScript, vă amintiți că și acolo tot un vector de tip liniar era. Cum anume, în felul următor, imaginea era luată linie cu linie și liniile acestea erau puse la rând, rezultând astfel un vector liniar. Adică vectorul începea cu prima linie din imagine, cu pixelii primei linii, și apoi continua cu pixelii liniei a doua, apoi cu pixelii liniei a treia și așa mai departe până la ultima linie din imagine. Și în felul ăsta rezulta un vector cu W ori H pixeli. Numai că acolo aveam pentru fiecare pixel 3 sau patru componente, depinde de tipul imaginii, în mod generic cele trei componente RG și B, aici va fi puțin diferit. În cadrul fiecărui pixel, deci în acest vector, avem o singură componentă, o singură valoare care este de tip color. da Este un obiect de tip color, din care ulterior putem să extragem componenta de red cu red de C, componenta de green cu green de C și componenta de blue cu blue de C. Da? Asta simplifică puțin accesarea locației unui pixel pe care dorim să-l accesăm din imagine. Fiindcă, pentru a procesa imaginea, cel mai facil este să facem cum am făcut până acum: să parcurgem cu o variabilă y toate liniile matricii de la linia 0 până la height minus 1, adică înălțime minus 1, și în cadrul fiecărei linii să parcurgem fiecare coloană de la coloana 0 cu x de la 0 până la. W 1, adică lățimea minus 1 a imaginii. Problema este că trebuie să convertim aceste coordonate X și Y într-un index în cadrul vectorului pixels. Și am făcut aici indexul loc, de exemplu loc out, dacă vreau să modific locația de ieșire. Deci locația de ieșire va fi Y ori lățimea imaginii de ieșire plus x. Da, eu acum parcurg această imagine de ieșire. Deci indexul elementului curent de la poziția xy va fi y ori lățimea imaginii plus x. La fel cum am arătat aici simplificat, y ori w, lățimea imaginii, plus x. Da? Formula aceasta rezultă destul de clar dacă ne gândim la ceea ce am zis, și anume că fiecare linie din imagine este luată și pusă la rând, de la prima până la ultima linie din imagine. Ok. Deci, în felul acesta putem să indexăm în vectorul pixels în funcție de coordonatele X și Y. De fapt, ce am făcut aici, concret, în porțiunea aceasta, este că am extras din imaginea originală pe care am încărcat-o un bloc de 8x8 de la coordonatele astea 141, 106. Dar, de fapt, de fapt puteam să zic, puteam să mă bazez pe faptul că am mai luat aici funcția asta, get image 8 8, care exact treaba asta face. Uh, x start, Y start. Ok. Uh, mai puteam să o iau așa, să zic ca să uh, ok, să comentez porțiunea aceasta ca să reduc această redundanță. Deci aș avea img 8, 8 mărită. A, de fapt, cred că merge direct, get, cum am zis, asta doar updatează, get image 8, 8 x start, y start, get img 8, 8 de coordonatele x start și y start, iar aici am zis eu să înceapă de la 141, 106, în fine, 141, 106, mă plimbasem cum mouse-ul pe aia să văd că am unde aș găsi valori mai interesante, după care le-am mai modificat puțin. În mod normal, funcția aceasta nou loop, în mod normal nu ar avea ce să caute aici, fiindcă programul, cum funcționează? Un program în processing funcționează în felul următor, cum am zis, în setup se inițializează lucrurile, iar în draw se redesenează. Acest setup este apelat o singură dată, la începutul programului. Bine, înainte de setup, de fapt, se mai fac și inițializările de variabile globale, cum am aici, am definit aceste obiecte, variabilele x, x, y, y, da? Astea le-am pus pentru coordonatele micii ferestre de 8 ori mărite, care vor fi, va fi afișată undeva în partea stângă jos. O să vedem imediat. Bun, și în le-am grupat pe funcții ca să nu fie prea greu programul. Iar funcția draw se apelează apoi de mai multe ori pe secundă să refreshuiască ecranul. Se poate stabili și un frame rate, un număr de cadre pe secundă de reîmprospătare a ecranului, dar ideea este că în draw nu trebuie să fie lucru care durează mult, care cer mult timp ca să ruleze, fiindcă el trebuie să se poată reîmprospăta ușor. Însă ce am făcut eu aici este că am mai pus niște lucruri. După funcția asta am definit și funcția Mouse moved Și asta este printre funcțiile predefinite din Processing, alături de Mouse clicked și mai sunt și altele pentru diverse evenimente. La un moment dat sunt ceva cu Mouse Click ca să văd să-mi afișeze în consolă X -ul și Y cu curent. În fine. Am mai pus ceva la mouse moved aici, și anume, haideți să rulăm totuși ca să vedem că poate nu are sens ce e cu acest 600. Deci, dacă rulăm, o să vedem imaginea RGB în stânga sus, imaginea grey în dreapta și imaginea mărită în stânga jos. Dar la imaginea grey, cred că am niște mici... Hai să o las să fie chiar grey, că dacă tot am zis că e grey să fie versiunea grei, am făcut diverse teste. Hai să dăm run. Și iată că avem imaginea. A să ignora faptul că se schimbă lucrurile pe aici. Avem aici, deci, imaginea RGB, imaginea originală, apoi de la 600, de la X600 încolo, avem imaginea grayscale. Aici, de la 0, la coordonatele 0, 460, avem această imagine 8 x care mi-afișează un bloc de 8 x din imaginea originală mărit, iar aici am coordonatele, curente. Dar vedem că se updatează doar când sunt pe această imagine. Ok. Cum am făcut acum să updatez aceste coordonate și să fac să se întâmple lucruri atunci când mă mișc cu mouse-ul pe imagine? Bineînțeles, cu funcția mouse moved. Se accesează poziția mouse-ului foarte ușor cu variabilele acestea mouse x, mouse y. Funcționează ca niște variabile globale care se updatează automat în funcție de poziția mouse-ului pe această fereastră. Și am zis, dacă mouse X este mai mic decât 600, adică sunt undeva aici în partea stângă, pe imaginea originală, atunci am testat că mouse-ul să se găsească pe imaginea originală pe o poziție validă cât să pot lua o bucățică de 8x8. Da? De-aia am pus acest minus 8. Dacă mă duc undeva prea în, marg prea în margine, așa, nu poate să iau o bucată de 8x8. Da? de aia nu pot să mă duc prea în margine și nici aici nu poate să mai o bucată de 8 8 dacă cobor prea spre marginea imaginii pe Y. Ok, deci de asta am pus aceste două condiții, le-am pus cu if, if trebuia să le pun cu un and, dar așa de aspect le-am pus cu if and if. Bun, ce am făcut în condițiile astea? Deci dacă mouse-ul se găsește pe imaginea originală, am apelat funcția aceasta get image 8, 8 pornind de la poziția curentă a mouse-ului. Și ce am făcut în acest get image 88? Păi pur și simplu, cum am zis înainte, am updatat uh, imaginea, variabila aceasta globală, imaginea 88 mărită. Cum am updatat o Am extras din imagine RGB originală un bloc de 88 pixeli, pornind de la poziția X start și Y start, da, care X start și Y start, cât sunt poziția curentă a mouse-ului, da? Că de am și pus condițiile acestea pentru mouse, ca să pot să am de unde extrage o porțiune de 8 8 din imagine. Ok. După care am construit imaginea mărită, da? am apelat încă o dată Create Image. Deci ce am făcut aici nu sunt neapărat cele mai bune versiuni pentru aceste prelucrări pe care le-am făcut. Am vrut doar să fac ceva care merge, mai ales că a rezultat din mai multe experimente, m-am jucat destul de mult și asta o formă așa cât de cât finalul prezentabil. Bun. Factorul ăsta F zoom de aici de 20 l-am ales eu la întâmplare așa cât să rezulte o imagine cât de cât ok, dar de un pixel aici în imaginea asta rezultat are 20 ori 20 un bloc din acesta în imaginea de jos. Să fie cât de cât vizibil pentru rezoluția pe care o am aici. Uh, și deci am construit imaginea cu lățimea de 20 de ori mai mare decât imaginea 8 x care a fost extrasă și înălțimea de 20 de ori mai mare decât imaginea 8 x originală. Bineînțeles, e tot de tip uh, RGB. Uh, apoi am parcurs imaginea mărită, aceasta pe care vreau să o construiesc, și la fiecare pixel ce am pus în fiecare pixel de acolo. Uh, Bineînțeles, pentru a calcula Locația pixelului curent, am folosit aceeași formulă de care am discutat, numai că acolo, la pixelul curent, am pus un pixel din imaginea originală 8x8 de la locația Lock-in. și uitați am aici în Lock-in. Y-supra-f zoom. Oare ce înseamnă asta? Y-supra-f zoom. Și mai am undeva asta. X-supra-f zoom și cu int, deci am luat partea întreagă din împărțirea coordonatei curente la factorul acesta de mărire. Și, practic prin împărțirea asta și faptul că mai au și partea întreagă de fapt reduc coordonata XY la o reduc de 20 de ori și practic din imaginea aceasta o să rezulte o coordonată pe o imagine de 8 x 8 și în felul acesta accesez Pixelul de, din imaginea 8.8. OK? Asta este toată șmecheria. Uh, și apoi, neapărat, trebuie să dau img8 urmărit, update pixel. Dacă nu-i dau update pixel, el, el nu-și updatează uh, imaginea, calculată, dar nu updatează și pe interfață nu o să văd nimic, practic. OK? Bun. Uh, dar acum am extras imaginea, original, imaginea de 8.8, păi am folosit. Uh, Funcția aceasta pe care eu am construit-o, am imaginea și coordonata pixelului din colțul stânga sus, de unde vreau să pornesc. Am construit o nouă imagine de 8x8, am parcurs cu variabilele linie și coloană de la y la y plus 8 minus 1 și de la x până la x plus 8 minus 1. Da? La fel aici am luat am calculat indexul locației de ieșire cum anume l-am calculat? Pe asta știu cu o imagine de 8 ori 8, deci trebuie să aibă coordonate de la 0 la 7. Înseamnă că din lin și col, practic trebuie să scad din lin, îl scad pe Y și din col trebuie să scad pe X, da? ca să obțin valori de la 0 la 7. Da? Se vede, dacă scad pe X, o să fie valori de la 0 la 7 col. Și pentru linie, la fel. Și înmulțesc cu imaginea de ieșire ori lățimea, care în cazul ăsta va fi 8 și astfel obțin um, indexul în vectorul de pixel pentru imaginea de ieșire. Uh, iar pentru imaginea de intrare, mă interesează indexul în vectorul lui de pixel, dar țin cont de faptul că imaginea de intrare nu este o imagine 8 8 ci o imagine de dimensiune img width și img height. Ca să-i aflu coordonata pixelului de la x-ul și y-ul respectiv, da? de la lin și col, practic, uh, fac această operație da, similar cu ce am discutat. Și în felul acesta, dacă o să urmăriți, veți vedea că e destul de simplu, doar trebuie să desenați un pic pe foaie imaginea originală și imaginea asta procesată o să vedeți că este, se obține exact ce trebuie. Da? O bucățică de 8 ori 8 din ea, începând de la colțul XY. Ok. Cam asta este cu imaginea aceasta din stânga și cu versiunea ei mărită. Deci când mișc mouse-ul, atâta timp cât sunt pe imagine, se updatează valoarea ei. Se updatează coordonata ei. Și aici, de ce oare am pus XX și YY? Fiindcă deja le-am le, -am update, le -am inițializat aici 0 și 460. Da, aș putea să le să le comentez. Mi-am amintit de ce le-am pus. Că pe parcursul testelor am făcut la un moment dat, să se și plimbe după mouse. Deci, practic, făcusem să nu afișeze mereu aici, în colțul acesta, în poziția asta, ci făcusem să mi se plimbe după mouse. Aveam ca un fel de lupă care se plimba odată cu mouse-ul și puteam să analizez această imagine. Dar am zis că mai bine să rămână într-un loc fix. Ok. Deci la fiecare mișcare a mouse-ului, cât timp sunt undeva aici în partea stângă, dacă sunt pe imagine, se updatează. Am dat acolo update pixels, dar și dacă am dat update pixels, ea nu s-ar... Ba da, ea s-ar abdata automat, fără redraw. Ok. O să rulez din nou ca să se vadă că chiar se updatează automat. Voi vorbi și ce, despre ce cu acel redraw de acolo. Bun, deci ea se updatează automat. De ce? Fiindcă funcția draw se tot apelează în permanență. Da, de nu știu câte ori pe secunde. Nu știu cât e frame rate standard aici dacă nu setez la processing. Se poate vedea în documentație. Deci, prin faptul că eu am modificat, prin apelul lui getimg 8, 8 am modificat variabila globală, care asta de aici, img 8 8 mărită, x, x, y, y, au rămas la fel cele setate de sus, da? coordonatele colțului stânga sus și am modificat imăgă 8 mărită aici, am dat update pixels și când se apelează draw, ea se va redesena conform cu valorile modificate, adică pe aceeași poziție, dar cu alte valori pentru pixel. Așa cum vedem aici, în zona asta roșu, în zona asta albastru, în zona asta crem. Da. Dar ce, este, ce se întâmplă însă aici, în partea dreaptă? Ca am zis, dacă Maus X nu e mai mic decât 600, deci este de la 600 încolo, am pus o condiție un pic mai ciudată. Ar trebui să-mi calculeze cât timp și Maus Y este pe imagine, pe imaginea asta, deci undeva în zona asta, ar trebui să-mi calculeze ceva. Dar acest ceva este dat de ce am aici în funcția calc filt. Hai să cu deocamdată să comentez și acest redraw, că nu s-a pus problema lui. Să vedem ce e cu această funcție calc filt. E funcția în care am calculat versiunea nuanței de gri a imaginii. Ok, i-am dat un parametru F, dar nu l-am folosit deocamdată. Am parcurs, fiind vorba de o procesare punctuală, nu m-a interesat să parcurg cu x și y. ci doar am parcurs fiecare pixel din imagine, deci de la 0 până la pixels.length. Okay? După care am preluat pixelul curent într o culoare, i-am preluat red, green și blue, aici am făcut o medie aritmetică, am calculat luminanța, în versiunea asta cu media aritmetică, și apoi am setat în img gray, în imaginea grey, o culoare care are cele trei componente egale cu această luminanță pe care am calculat-o. I-am dat date pixels și ea se redesenează, dar deja făcusem asta încă din setup, încă din setup făcusem lucrul ăsta și hai să dau la aici 0, 0, 0, cu care o contat, deocamdată oricum nu folosesc la nimic acel parametru, de deci ce este calculată și predesenată, deci nu se vede nicio diferență. Se redesenează mereu aici de la coordonate 600 la 0, adică de aici. Cum fac să o și modific, să țin cont de acest parametru? Păi, în primul rând, să vedem ce valoare am dat acestui parametru. Mi-am dorit să obțin o valoare care să se modifice când mă plin cu mouse-ul de la stânga către dreapta, adică fereastra asta are 1200 lățime și aici ar fi 600. Deci când mă plim de la 600 până la 1200 să îmi varieze între minus 1 și 1. Da? Număr real între minus 1 și 1. Când sunt pe undeva aici, cam pe la jumătate, să fie egal cu 0. Deci m-am gândit așa. Dacă mouse X aici este 600, pe atunci dacă fac mouse X minus 600 și apoi împart la valoarea maximă de aici, care este 1200 minus 600, adică 600. Deci dacă fac mouse x minus 600, unde am scris aici, mouse -X minus 600 împărțit la 600, deci dacă fac chestia asta, practic ce voi obține? Voi obține o valoare între 0 și 1. Că atunci când mouse x este 600, va fi 0. Când mouse x este 1200, va fi 1. ok? Deci, o valoare între 0 și 1. Și apoi mi-am pus una, cum transform o valoare reală între 0 și 1, cum o transform să o duc la intervalul minus -1, 1. Am mai vorbit la un moment dat mai demult despre lucruri de genul ăsta și treaba e destul de simplă. Fac, înmulțesc cu 2 acea valoare și practic o duc în intervalul -0, 2 și apoi scad 1 din ea. Și în felul ăsta o duc în intervalul minus -1, 1. Ok. Deci, așa calculez acea valoare a fracției respective, acel F de aici, unde l-am? Aici. Ce să fac cu el? Păi uite, deja aveam o procesare făcută, am făcut ca la valoarea Y, la luminanța pe care am calculat-o, să adun un număr întreg între 0 și 255. Pardon, între minus 255 și 255. De ce? Fiindcă F este între 0 și 1, deci F 255 o să fie între minus 255 și 255. Uh, la adun la Y și apoi am făcut conversia în int. În fine, același lucru. Deci când sunt undeva pe 0, practic nu o să văd nicio diferență. Când sunt pe centru imagine aici, cu X-ul pe centru imagine, ar trebui să-mi apară imaginea așa cum o vedem acum. Când mă duc către stânga, imaginea ar trebui să devină din ce în ce mai neagră. De ce? Fiindcă tot scad din ea valori din ce în ce mai mari. Deci inclusiv cele care erau alb pur, cum e pe undeva pe aici, vor deveni 0. 255 minus 255 va deveni 0. Când mă duc în schimb către dreapta, voi obține o valoare pozitivă și practic se adună și toți pixelii, inclusiv cei care erau negru pur, adică 0, se vor duce către 255. Deci vor deveni albi. Haideți să vedem dacă se întâmplă asta. Deci save, rulăm și acum ar trebui să vedem. A, se întâmplă, dar atenție cu mare întârziere. Mă duc undeva pe centru, aștept. Mă mai duc un pic, a, uitați, crește luminanța. Mă duc mai departe, crește. Mă duc la margine tot, îi face alb complet. Deci observăm că ceva se întâmplă, numai că cu o viteză foarte mică. De ce? Procesarea asta durează și ea, depinde și frame rate-ul, cum își calculează intern dar ar trebui să mai zic ceva. Eu am tot scăzut aici, am scăzut 255, am adunat 255. E posibil ca prin operațiile astea valorile să depășească range de 0, 255. Nu am mai făcut saturările la acest interval, fiindcă automat el știe să le afișeze frumos. Am profitat de faptul că processing-ul face el treaba asta și nu am mai verificat în alte limbaje, ați văzut că trebuie neapărat să ținem cont. Trebuie să mai pun aici if y mai mic decât 0, y primește valoarea 0. Și apoi if y mai mare decât 255, y primește valoarea 255. Dar nu am mai făcut chestia asta, v-am zis, am profitat de faptul că processing mi le afișează frumos, ține cont de astea. Bun, cum aș face totul să fac așa o mișcare ceva mai, mai smooth? Pot să fac acest lucru, prin a dezactiva mecanismul de reîmprospătare automată al procesingului și dacă îi dau această funcție no loop, ce se va întâmpla? El va desena o dată, dar nu va bucla, nu va apela funcția draw de mai multe ori. O va apela odată și atât. Se oprește acolo. Și apoi, cum, cum o fac să se redeseneze? Cum fac să se redeseneze dacă s-a apelat odată? Foarte simplu, dacă se desenează cu draw, redesenarea se va face cu redraw. Când anume aș vrea să se redeseneze? Păi când mișc mouse-ul. Fie sunt pe partea stângă, adică pe imaginea aceea originală, și am updatat imaginea de 8 pixeli, am construit-o pe cea mărită, da, am updatat și aici în variabila asta de tip string poziția curentă a mouse-ului și apelez explicit redraw, care va apela funcția de desenare. Va desena, Va el ce anume să dateze din cadrul desenului, ce s-a modificat, are niște jmecherii acolo, dar iată că merge. da? Pot să mă prind pe imaginea originală cu acest ridro și lucrurile merg foarte smut. Nu se apelează de multe ori pe secunde, ci doar atunci când este cazul. Dar partea asta tot nu merge, s-a redesenat la un moment dat ceva, dar acum s-a negrit, nu merge. Evident că nu merge pentru că nu am apelat aici ridro. Da, am calculat în funcție de poziția mouse-ului, dar nu am apelat și în partea asta, Starido. Hai să-i dăm acum să vedem ce se întâmplă. Da. Mișc aici și uite ce se întâmplă. În timp ce mă duc în stânga, dacă ne uităm pe imagine, vedem că lucrurile sunt foarte frumoase. E, se întâmplă ceva în nasol cu această zonă în care e afișată poziția mouse-ului. Încă nu mi-am dat seama de ce dar mă bucur că merge porțiunea asta. Asta merge frumos. Și văd că și asta rămâne pe alb, în stânga, poziția mouse-ului, textul acela. Deci nu mi dau seama, cred că ține de ceva intern, de mecanismul intern de uh, redraw al processing-ului. Nu am citit toate cele detalii în documentație. Uh, m interesat doar să am așa o variere smooth a acestei imagini procesate. Iată. iată ce frumos. Mă plim pe imagine, pot să o scad, un tunec de tot sau o luminez de tot. Ok? Ca să vedem cât de simplu este să facem astfel de procesări, haideți să mai facem o procesare care să țină cont și de poziția pe Y. Și eu știu să zic că dacă aici aș lăsa imaginea originală, imaginea color, vreau să zic, A, uite că deja aveam calculate astea, am făcut niște teste cu imaginea color, deci ce am făcut, am luat imaginea color și la fel am adăugat, da, pe fiecare componentă în parte. Adică același lucru ce am făcut aici pe nuanțe de gri, numai că pe fiecare componentă de culoare în parte. Deci iată ce face. Este imaginea originală, la fel, se întunecă, respectiv se luminează. Ce aș putea să fac pentru axa Y? Păi să zicem că aș putea să modific saturația să modific saturația imaginii. Să zicem că atunci când Y-ul crește de aici de la 0 până la înălțimea imaginii, să am un factor care variază între 0 și 1. 1 însemnând că imaginea devine, eu știu, complet nesaturată. Cred că așa mi-e mai ușor din calcule. Hai să vedem, în primul rând, cum obținem acel factor și apoi să-l punem și aici ca parametru. Deci va fi aici un F și o să mai fie un alt float F2. Nu mai, nu mai zic F1 ca să nu -l trebuiască să îl modific. Hai să-i dau aici ca parametru. Deci imaginea color, hai să o pun peste tot la jumătate, deci va fi 0,5. Asta am zis să varieze între 0 și 1. Da, trebuie să-i dau și parametrul al doilea care să țină cont de mouse Y. Mouse Y, dacă imaginea este de la Y0, da, deci mouse Y, minus, nu mai zic minus 0, ci pur și simplu trebuie să împart valoarea aceasta la Y-ul maxim, care este imgRGBHeight RGB image rgb.height. Oh, cât de simplu, deja am obținut factorul care mă interesa, acest F2, da? care va fi 0 cu cât sunt mai sus pe imagine, va fi 0,5 la jumate imagine și când sunt aici jos va fi 1. Perfect. Mai trebuie să integrez acest factor, acest al doilea factor, în calc filt. Deci în funcția de calculare a imaginii este filtrate, numită de mine aici img gray, Da, acest img grey care e desenat aici. Pe interfață. Bun. Deci am modificat doar aici, am un retro. Înseamnă că dacă mai modific în calc field, ar trebui să meargă. Și acum, cum modific? Aș putea, în primul rând că aici nu va mai fi RGB, va trebui să modific ceva. În afară, aș vrea să rămână și modificarea de luminozitate și pentru valoarea curentă, în funcție de luminozitatea curentă, deci după ce am făcut aceste procesări, aș vrea să văd care este componenta maximă și să mă duc cu toate celelalte componente înspre această valoare maximă. Că în momentul în care toate trei vor fi egale cu valoarea maximă, practic imaginea va apărea ca fiind în nuanțe de grid, deci cu saturație 0. Înseamnă că aceste F2, deci cum bănuiam, va fi un invers al saturației. Bun, pe ca să fac asta, trebuie să iau valoarea maximă, o iau așa printr-un M, acest Max, cum pot? Funcționează oare? Până caut în documentație dacă pot să calculez max de astea, pot pur și simplu să zic M ia valoarea R și apoi if G mai mare decât M, M ia valoarea G, după care similar pentru B. Dacă B mai mare decât M, M ia valoarea B. În felul ăsta am aflat maxim. Poate că exista și o funcție pentru așa ceva, dar nu mai caut acum în documentație. După ce am aflat valoarea maximă și știu că este în M, va trebui să le modific pe toate. Deci, componenta de roșu va trebui să se ducă către această valoare maximă în funcție de factorul F. Deci va trebui să ducă, să adun M minus R. Dacă fac asta, rezultatul va fi chiar M, deci se va duce la M, dar nu să se ducă direct la M, ci în funcție de factorul F2. Ok, da, că dacă e 0 nu va fi nimic, va rămâne pe loc, dacă este 1 va fi la maxim. Super! Numai că rezultatul trebuie să-mi dea de tip int, integer, îl pun aici așa și cam asta ar trebui să fie formula. Pare prea simplu ca să fie adevărat, dar surprinzător, cel mai probabil va merge. Să vedem G plus așa, B, salvăm și aici avem valorile acestea pe care le-am calculat. Ok, salvăm, rulăm. Și ce se întâmplă? Deja se observă că înainte să mă duc cu mouse-ul pe imagine, deja se observă dacă ne uităm la imaginea din stânga și la cea din dreapta, că cea din dreapta pusesem eu factorul la 0,5. Atenție, factorul ăsta unde l-aveam aici în setup, ce am zis? 0,5. Da? Deci 0 este primul factor care îmi dă luminozitatea. 0 uh, însemna că nu se adaugă și nu se scade nimic din luminozitatea imaginii, iar 0,5, al doilea factor, însemna că saturația ar fi cam la jumătate. Dacă factorul ăsta îl fac 0, deci dacă mă duc undeva sus, saturația ar trebui să crească. Am primul trebuie să fiu pe centru imagine ca să fie cam imaginea originală, da? Dacă mă duc în sus, ar trebui saturația să crească și când ajung sus de tot și dacă sunt fix pe Centru aici, ar trebui să fie fix imaginea originală. Dacă păstrez x și mă duc în jos, ar trebui ca saturația imaginii să scadă, dar aparent nu scade. Hai să vedem de ce nu scade această saturație. Ia să vedem ce se întâmplă aici. No, Asta se modifică. Aparent inițial s-a modificat, dar după aia s-au schimbat niște lucruri. Ia să vedem ce s-a întâmplat. Deci am pus aici calc 0.5 am, am mutat mouse-ul Deci am zis mouse Y a, Da, e posibil Am mai pățit-o aici la mouse X Când a trebuit să-l pun pe 600 ăsta Să-l fac de tip float Ia să-l oblig Pe height să fie de tip float Mă că nu, o să nu fac împărțirea întreagă Ia în loc să-mi dea număr real, îmi dă număr întreg. Mă tem eu de asta, ia. A, ia uite, exact asta era problema. Fiindcă acum, când sunt aici, dacă mă duc sus, ia uite, imaginea originală cu culorile saturate la maxim, pe măsură ce cobor pe axa Y, imaginea devine din ce în ce mai ștearsă și când ajung jos de tot, este o imagine pur alb-negru. Da? Imaginea alb-negru convertită cu, pentru calcul luminației ca și cum aș fi calculat norma L1, deci maximul dintre cele trei valori. Deci nici media lor aritmetică, nici media aia ponderată, ci doar valoarea maximă. A se vede că arată ca o imagine în nuanțe de gri. Și indiferent pe ce saturație sunt, pot să măresc sau, dacă mă mișc stânga-dreapta, scad sau măresc luminozitatea. Dacă mă mișc în sus, crește saturația pentru același nivel de luminozitate dacă mă mișc în jos, scad saturația pentru același nivel de luminozitate. Da? Deci mă duc aici spre colțul stânga, e saturată și întunecată, aici este al negru și e întunecat. Iar în colțul ăsta este... Da. Deci iată cât de ușor putem să ne jucăm cu imaginile în processing. Și astea sunt doar câteva lucruri, dar eu zic că sunt destul de sugestive. Sper că vă place și că vă motivează, vă va motiva să vă jucați cu el să faceți lucruri foarte interesante. Cam atât. Pa, pa.